Salutări tuturor, bine v-am găsit la GSP Live. Aseară FCSB a învins-o pe Sepsi cu 3-1 după un meci în care a ratat mult, a avut însă și șansă în prima repriză la câteva ocazii ale celor de la Sepsi, însă FCSB a făcut 3 puncte și s-a apropiat la 3 puncte de liderul Farul, Farul care a învins pe Rapid cu 7-2 sâmbătă seară. CFR Cluj ieșită din lupta pentru titlu, avem o cursă în doi, o cursă de cai în doi pe final de play-off cu Farul și FCSB despărțite de doar 3 puncte, cu 3 etape înainte de final, cu un meci direct între cele două la un moment dat în acest final de play-off. Avem așadar un final de campionat încins, păstrat în viață de acest rezultat de aseară, FCSB Sepsi 3-1, la un moment dat era 1-1 și FCSB intrase cumva într-o mini-criză, pentru că un rezultat de egalitate ar fi îndepărtat-o foarte tare de obiectiv, de primul loc pe care și-l dorește echipa lui George Becali, care n-a mai câștigat campionatul de 8 sezoane. Discutăm despre ce s-a întâmplat în această etapă în Liga 1, în play-off, în play-out, unde Petrolul este lider pe primul loc în clasamentul play-out-ului cu 5 victorii din 7 partide. Locul 2 este ocupat de FCU Craiova, echipa lui Adrian Mititelu. La retrogradare este însă o bătaie foarte, foarte strânsă. Aseară un meci foarte tensionat la Pitești. FC Argeș a revenit de la 0-2 cu UTA, două penaltiuri dictate și transformate în finalul partidei. Mircea Rednic a vrut să scoată echipa de pe teren. A pierdut două puncte UTA importante la Pitești. UTA rămâne sub linia echipelor de baraj în momentul ăsta. Ucluj este deasupra și are 5 puncte peste UTA. Deci Ucluj, prima echipă de deasupra liniei, prima echipă care va rămâne în prima ligă și fără baraj este Ucluj, 5 puncte peste prima echipă de sub linie UTA. Discutăm despre toate astea și despre multe altele în această dimineață cu cel considerat cel mai tânăr, nu știu, n-am mai făcut un research în ultima lună, cel mai tânăr președinte din Liga 1, Claudiu Tudor, de la Petrolul, fost jucător la Petrolul, la Astra, la Craiova, la Iași, la UTA de-a lungul carierei, în Moldova, la Sheriff Tiraspol. Bună ziua, bună dimineața, Claudiu. Mulțumesc mult că ai acceptat invitația noastră. Bună dimineața, bună dimineața. Ai rămas cel mai tânăr, ai făcut cumva clasamentul topul, știi ceva? Sunt cel mai tânăr președinte, culmea chiar aseară mă gândeam la acest lucru. Așa? Și pe seara și mă gândeam, făceam așa un backup și exact la chestia asta mă gândeam, nu știam cum să încep cu ea, chiar mă gândeam, sunt cel mai tânăr președinte din Liga 1 și asta mă bucură. Așa. Probabil datorită rezultatelor din ultimii 2 ani, sunt mândru de acest lucru și probabil că spune multe lucruri despre implicarea mea la această echipă frumoasă pe care o iubesc și rezultatele spun totul. Bun, o să ne întoarcem și discutăm despre Petrolul. Vreau să te întreb doar așa un pic, ca om din exterior, ca microbist de fapt, ca fost fotbalist, ca om de fotbal, cum vezi lupta asta pentru titlu? Te întreb și pe tine ca să scoatem subiectul ăsta din agenda. La microbist, așa trebuie să te bucure victoria FCSB-ului, deși recunosc că între cele două, Petrolul nefiind de luptă, mi-aș dori să ia Farul, pentru că aici la Ploiești n-ai cum să ții cu FCSB sau Steaua. Acum, noi o considerăm FCSB-ul, o considerăm Steaua. Așa. Și pe Steaua ce o considerați? O clonă. Ok, am înțeles. Tocmai ți-ai făcut foarte mulți prieteni în Ghencea după declarația asta. Nu vreau să jignesc pe nimeni. Și noi am trăit la Ploiești și eu, cu ceva timp și făceam parte dintr-un proiect, dar probabil poate o să ajungem și acolo FC Ploiești, poate și Petrolul exista și oricât am fi vrut noi și suporterii erau de partea acestui proiect FC Ploiești, până la urmă s-au revenit tot la Petrolul, acel FC Ploiești a devenit Astra, dar nu aveai sigle de palmaresul, indiferent, era clar că nu e ce trebuie. Da, dar n-a fost un orgoliu atât de mare, probabil, cum e la mijloc în momentul ăsta în povestea asta, FCSB Steaua. Adică, cumva, s-a reîntors totul firesc către Petrolul, pentru că era singura instituție din Ploiești, instituție de fotbal, chiar dacă a existat și Astra la un moment dat, mutată la Giurgiu. Așa este, dar fiind și discuția asta cu ministerul în spatele unei echipe, nu este în regulă. Și noi simțim chestia asta pe spatele nostru, Petrolul fiind o echipă fără beneficii din partea autorităților. Este o luptă inegală, mai ales te lupți cu un minister, e greu să te lupți cu o primărie și cu un consiliu județean.
Da, păi cu minister. Da, Vine ceva. Dan Șucu povestea chestia asta și susținea și el același lucru săptămâna trecută aici în emisiune. A zis că e anormal faptul că în Liga 1 există echipe artificiale fără suporteri și sunt multe, spune el, 8. Probabil că nu sunt 8, dar sunt foarte multe. Cred că face rău Ligii 1 cu tot respectul pentru aceste echipe. În primul rând, infrastructura și stadioanele, știu eu, unor echipe au rămas la nivel de Liga 3-a. Faptul că nu au suporteri și totuși sunt susținute din bugetul statului, eu mă bucur, dar aș vrea să fim toate susținute din bugetul statului. Nu am o problemă să spunem că voluntarii se susținută de primărie, bravo lor, dar m-aș bucura să fim și noi susținuți de Consiliul Județean, de Consiliul Local, de primărie. Bun, deci tu personal te simpatizezi cu Farul, cu echipa lui Gică Hagi în finalul ăsta de campionat. CFR-ul s-a dus, a ieșit din calcule, Craiova și a adusă. Până la urmă, crezi că înseamnă ceva dacă Farul ar câștiga campionatul în fața unor echipe patronate așa? De Becali, un tip care se implică direct, face schimbări, tactică și multe alte lucruri. CFR Cluj, o echipă unde Neluțu Varga taie și spânzură. Petrescu e un antrenor însă cu independență, dar cu un buget gonflat așa și cu niște bani pompați, împrumutați din surse, mă rog, nu se știe foarte sigur din ce surse, și Craiova, unde iarăși există Rotaru, care și el are o implicare în viața echipei și chiar și în viața sportivă a echipei. Hagi practic ar câștiga campionatul, un tip cu know-how, se vorbește tot mai mult în ultima vreme despre oameni veniți din fotbal care înțeleg fotbalul și ar trebui să fie în fotbal și să conducă în fotbal. Sincer, i-aș felicita pentru faptul că pompează bani în fotbal, dar punct. Mai departe, deja lucrurile, din păcate, la nivelul care ei pompează bani, eu, rezultatele nu sunt pe măsură, pentru că știm, nu trebuie să ne ascundem, implicarea lor în sânul echipei este mai mare decât trebuie și atunci alege praful. Sincer, simpatizez și mi-aș dori între cele două să câștige Farul pentru Gică Hagi, pentru ceea ce a făcut acolo. Iar discutam aseară, nu se spun, cu Mățel și eram surprins de faptul că, știu eu, la strictețea pe care are domnul Hagi, echipa nu mai intră în cantonament. Nu intră în cantonament cu o zi înainte, exact ca echipele de afară, profesioniste, și asta m-a surprins plăcut. Okay. La Farul. Și este clar că cumva cei care investesc în fotbal trebuie să aibă o limită. Sincer, nu mă ascund, și noi acum avem un investitor pe Marian Copilu, un om de fotbal care se pricepe, și chiar discutam cu el chestia asta și legat de CFR, și legat de Craiova, și legat de celelalte echipe, în care el, cumva, spunea că n-ar vrea să facă ceea ce au făcut ceilalți investitori. Adică eu, din postura mea, să facă el totul, să implice. Implicarea lui va fi cu siguranță, dar nu în așa fel, să spunem, nu la să bage chiar la toate lucrurile. Deși te-am citit o declarație și ai spus, domnule, discutăm foarte mult despre sisteme, despre jucători, adică cred că există undeva o pornire firească, instinctivă a oamenilor ăstora de a se implica cumva și în chestii tehnico-tactice. Este adevărat, deși la noi Marian Copilu provine și el dintr-un președinte da. Club și are totuși, a cochetat și cu fotbalul, deci are altă structură, înțelege mult, mult mai bine fotbalul și toată perioada asta în care și până să vină la echipă oficial și în momentul acesta de când a venit, îmi arată că înțelege perfect până unde, cum să se implice, când să se implice. Pare un tip destul de ok și înțelege, nu se comportă ca ceilalți investitori. Ai spus tu mai devreme, domnule, ce ține de Steaua la Ploiești, e un subiect foarte delicat și un subiect sensibil. Ce s-a întâmplat cu Latovlevici? De ce a plecat Latovlevici? Pentru că la un moment dat, de exemplu, îți spun sincer, vorbeam cu el să-l invităm la emisiune și a spus, domnule, nu, că mă pregătesc să semnez undeva, adică la voi, se pregătea să semneze cu Petrolul. Și dintr-o dată nu s-a mai întâmplat absolut nimic. A plecat. De ce? A fost o mică discuție cu suporterii, cu fanii. A fost probabil un episod. Eu nu eram la club, eram aia și în acel moment când ei au câștigat. Au făcut o horă.
ceva de genul acesta și suporterii, știu, la acea generație de jucători sunt foarte, foarte reticenți și foarte focali, să spunem așa. Au făcut o horă la un meci cu Petrolul, cu Reghecamp, Da. când i-a chemat la Ploiești, episodul ăla, celebru episod cu Reghecamp la Ploiești, Da, cumva și el când a sfidător, dar scris. nu mai țin minte ce se întâmplase în meci, încerc să-mi aduc aminte. Am scris, chiar am scris la 2-1 Lato și s-a pus jos și a împușcat ceva de genul. Ok. Și por m-au făcut hora, nici eu nu mai știu ceea ce mi-au mai arătat imaginile ce, care mi le-au arătat și suporterii, și, dar nu a fost nimic, a fost o discuție destul de normală și el a înțeles-o. El, care de altfel este un băiat pe extraordinar și înțelege până la urmă aceste lucruri între suporteri și, nu știu, Petrolul Steaua, Petrolul Dinamo, e Acum, puțin cu tot mai. respectul, fii atent, Claudiu, vreau să spun ceva, sper să nu te superi pe mine, dar cu tot respectul, în fotbalul românesc, suporterii au un cuvânt poate mult prea mare în viața unei echipe. Adică, suporterii să vină să dea afară un jucător care poate era foarte util clubului în acest final de sezon, mi se pare cam mult, sincer. Da, noi încă suntem, să spunem așa, structurați, cum să spun eu, suporterii, echipele depind foarte mult de suporteri, de prezența lor. Exact ce Da. spuneam mai devreme, dacă suporterii n-ar mai fi pe stadion la Petrol, am fi în acele, nu, 8-9 echipe pe care le menționa domnul Dan Șucu. Ok. Domnul Dan Șucu nu se ducea la Rapid dacă nu exista această implicare imensă a suporterilor. Sunt 100% convins că nu se ducea. Ok. Pe de altă parte, vedeți că investitorii vin și domnul Gigi Becali. Dacă ar dispărea, știu eu, și acea peluză și cei 20.000 care a avut, sau aseară 10-15.000, cu siguranță s-ar fi dus la voluntari sau la alte echipe să investească. Unde e Practic, tifoseria aia puternică la voluntari? Cum e cântecul viața mea, tot, se împarte toată cu... alături de voluntari. Da, tifoseria din voluntari, da. Deci, cumva, și investițiile care le fac, și inclusiv domnul Marian Copilu, ieri aveam o discuție la noi și asta l-a atras să vină la Petrol, nu s-a dus la Mioveni, știu eu, la voluntar sau în altă parte. Suporterii, galeria. Dar totuși prea mult să renunți la un jucător valoros până la urmă, care poate te ajută într-un final de campionat. Asta spun, că ok, e în regulă suporterii să spună, domnule, nouă nu ne place, dar să aibă ultimul cuvânt, parcă e prea mult. Da, cu s-a mai întâmplat și s-au întâmplat și la echipe mari. Ce-ți Da. aminte și pe Barcelona și pe echipe mari și la, în Turcia se întâmplă chestii de genul ăsta când la un moment dat ei, să știți că nu se implică foarte mult în viața echipei. Sincer, de când sunt eu în poziția de conducător de 2 ani de zile, este prima oară când sunt mai vocali. Da. Și am fost puțin atent anul trecut, sincer, mă interesa Marius Constantin, recunosc că vreau să spun un episod. Așa. Și având o comunicare foarte bună cu suporterii, am întrebat, ce ziceți? M-am gândit imediat la trecutul lui Rapid, știu că aș ca foarte mult la Rapid. Da. Eu fiind aici, cunosc foarte bine și știu. Și atunci și am fost inspirat, ce ziceți? Și mi-au arătat niște imagini când Marius Constantin le arată toate cele și fața și spatele. Și eu personal am renunțat, am zis, nu, nu avem cum să-l aducem aici pentru că iese iureș. Și trebuie să ții puțin totuși cont și de aceste lucruri. Deci, practic, ei aveau niște imagini cu Marius Constantin din timpul unui meci, filmate probabil din peluză sau ceva. Mai multe, da, când le arăta toate cele și atunci am și renunțat la mai a suna sau mai discuta. El rămăsese liber la Craiova și s-a dus la Pitești și cineva mi-a spus de el și m-am gândit, păi, cred că ne-ar ajuta până să luăm pe Tamaș, pe Gabi. Da. E, cu Și toate... vă. Și l-ați luat pe Tamaș până la urmă, care avea trecut și de dinamovist și de stelist. La Rapid n-a Da, fost. Ba da, și de rapidist, atenție, și de rapidist, da. ei nu au probleme cu jucători care nu au avut reacții asupra lor sau nu s-au întâmplat lucruri. N-am nicio problemă. A fost Vali Bădoi, rapidist, știu, ca 9 ani la Rapid, n-a avut nicio chestie cu Petrolul să arate vreodată vreun semn sau să facă, știu, lucruri contra echipei și n-au avut probleme. Nici cu Laurențiu, cu Roșu. Deci n-au avut probleme cu jucătorii care n-au avut reacții asupra lor sau ceva de genul ăsta. Bine, cu Tamaș au avut o problemă la plecare. A fost o întreagă poveste cu plecarea lui Tamaș. O chestie care nu știu cât de mult bine a făcut clubului din punct de vedere al imaginii. Tu cum o vezi?
Fac și eu ca acela. Scandalurile pozitive, negative aduc. Ah, ok, da. Este clar că nu a fost un moment fericit pentru club, pentru Petrolul, dar mă bucur sincer că l-am trecut cu bine. L-am trecut cu bine. A fost atunci când a fost scandalul cu Gabi, a venit imediat și meciul de la Craiova în care am condus 1-0 și am pierdut 94-2-1. A fost o săptămână infernală și pentru mine și pentru Naie, nu prea am dormit în acea... Da. Până la urmă, vezi tu că s-a curățat totuși Nae Constantin și cu Tama și cu... Adică, lui, clar, scandalul ăsta nu i-a prit. Lui Nae Constantin nu i-a prit povestea asta. Clar nu i-a prit, mai ales că știm foarte bine că nu el a făcut publice acele imagini și el a suferit foarte tare, foarte tare și am încercat tot timpul, la un pormă și a revenit, am avut 5-6 meciuri legate cu victorii, dar e clar că lui nu i-a convenit pentru că nu e genul de om care să facă astfel de lucruri. Uh-huh. Citeam undeva, da, scuze, du-ți tu ideea până la capăt, iartă-mă. Te ascult. Nu, citisem undeva că Tamaș, dincolo de episodul ăsta de la final, cu șprițul făcut la chiriță, la bază, cu niște jucători, cu telefonul pus pe speaker, cu suporteri, când înjură suporteri. Înțeleg că a mai avut un episod anul trecut, în aprilie, cu un jucător, l-ar fi luat și l-ar fi aruncat peste o masă. Ce s-a întâmplat? Ne poți povesti ca anecdotă? Poate fi povestită? Sau e din viața internă a clubului și nu se dă din casă, deși s-a întâmplat? Nu, poate. Să spun așa, a fost o chestie care acum ne amuză. Așa. Și cred că nu se supără Gabi pe mine cu... O povestesc. Ce eram în cantonament, băusem cu toții o bere, poate băuse una în plus, că alergase mai mult la antrenament față de mine, să spun așa, și noi stăteam la Remi după antrenament și când a venit, cred că Mario era. Bratu. Da, Mario Bratu, și când l-a văzut puțin mai în formă pe Gabi și a zis, Gabi, ieși mă de aici. Așa. Să joc eu. A lăsat tabla, s-a ridicat și era frică celor de la masă să închidă jocul. Și ce a făcut? Deci s-a ridicat Tamaș de la masă? Nu, l-a ridicat pe Mario de la masă. Mario juca. A, Mario juca și Tamaș a venit de afară. Da. S-a uitat puțin la el, i-a făcut semn. Și a închis să se așeze la locul lui, la tabla lui. Nu, s-a așezat să joace și mai aveam încă trei parteneri, că se joacă în patru. Așa. Și era frică celor trei să închidă. A, să nu cumva să ia Tamaș pe sus. Să scupere, da. Și până la urmă, cum s-a terminat meciul? Cu bratul peste masă? A închis Gabi. Nu. N-a fost niciun gest de genul ăsta. Nu. A bătut Gabi puțin cu pumnul în masă, că nu intra cartea. Ce l-au lăsat să închidă. Ah, ok. Deci probabil că au sărit toate pietrele de pe masă în momentul în care a bătut. Ca să fie liniște, să fie bucuros. Dar altfel, e un tip... am rămas într-o relație foarte bună cu el. E un tip sufletist. Da, este. Dar uite, are momentele astea ale lui și unii închid ochii, alții nu închid ochii la povestea asta. Tu, apropo, ai trecut prin multe vestiare, ești de părere, și acum ești președinte într-un rol de responsabilitate într-un club, ești de părere că un jucător foarte valoros, dar cu o viață extrasportivă mai tumultoasă, trebuie cumva protejat și lăsat un pic o lesă mai lungă, sau nu poate exista niciun compromis în vestiar, când, indiferent de valoarea jucătorului, adică cu riscul de a strica atmosfera, jucătorul respectiv trebuie ținut din scurt. Am lovit și noi de chestia asta. Depinde foarte mult de echipă, de momentul în care ești. Uite, și noi avem, să spunem așa, uite, noi îl avem pe Irobiso. Irobiso e puțin mai special, mai dificil. Momentul când, știu, ai un singur atacant, depinzi foarte mult de el, da. Ești pus în situația de a face un compromis. Uite, el ne-a întârziat anul trecut la un antrenament, m-am supărat tare pe el, dar până la urmă a trebuit să-l iertăm. Probabil dacă mai aveam doi atacanți în spate, nu-l iertam. Așa. Dar a trebuit să închidem ochii și să-l iertăm și să mergem mai departe cu el. Ne-a întârziat la venirea într-o mini-vacanță și ne-a deranjat foarte tare, deși îl anunțasem. Se întâmplă și la echipă mare. Cred că aici trebuie să ai abilitatea de a jongla puțin și de a-l face până la urmă să-ți dea totul.
vedem Șumii cu Alibec și cu Budescu. Ți-am zis, și noi ne-am lovit de chestia asta cu Iro. Uite, și cu Gabi, să știi că am gestionat-o foarte bine până la acel moment. Dacă nu apărea acel moment, ne-am știut să gestionăm foarte bine momentele și el a dat totul pentru noi pe teren. Mai că acel moment n-a mai putut să fie gestionat. Practic scăpase de sub control în momentul în care înjurase suporterii, de fapt. Aici e povestea. Da. Dar noi până atunci când gestionasem foarte bine momentul. Bine, la Irobiso am văzut că mai e o problemă cu cartonașele. Păi și asta, sincer, dacă probabil era amendat 100% dacă mai aveai o soluție în spatele lui sau două. Uh-huh. A fost momente în care a trebuit să facem niște compromisuri, până la urmă le-au dat roade, suntem într-o poziție cu el extraordinară și mulțumim Dumnezeu pentru asta, suntem bucuroși. Cât are? 3 cartonașe roșii în sezonul ăsta, nu? Da. Și mai are unul... cel puțin unul la Dinamo, din câte mi-aduc aminte, are într-un meci cu Mioveni. Cu Budescu, cum e energia lui Budescu în vestiar? Așa fotbalistic, el face niște lucruri, mai face și prostii, dar VAR-ul anulează golurile când mai face câte o prostie și nu se vede atât de tare. La ultimul meci mă refer, acea pasă în urma căreia a dat gol Chindia, dar s-a anulat la VAR. Cum e el? Da. Cum e energia lui Budescu? El pare așa, un tip potolit, dar dacă îl critică cineva, izbucnește. Adică e foarte greu de controlat. E un tip special. Eu personal suntem și prieteni și de familie, soțiile noastre sunt prietene, copii, la fel chiar acum câteva zile a fost la copilul meu, noi ne știm de foarte mult timp, suntem prieteni buni. Nu vreau să fiu subiectiv, dar el este plus în vestiar ca și atmosferă. Dacă reușim să punem să slăbească 5 kg cel puțin, cu siguranță va mai face lucruri frumoase la Ploiești. Cât? 5? Nu mă ascund de chestia asta. 5, 6, el zice 7. Okay. Eu am zis măcar 5. Mi-aș dori enorm de mult să slăbească, să poată să ne ajute și mi-aș dori pentru el să-și încheie cariera aici la Petrol. Bine, dar bănuiesc că totul e la nivel de glumă, adică, băi, Budi, mai slăbim și noi 5 kg, el râde, zice da și nu slăbește nimic, adică cumva e și o complicitate a clubului în privința asta. La alte cluburi probabil că ar fi plătit sau poate nu mai stătea. Da, cu siguranță o să avem și cu el o discuție după terminarea campionatului în care o să-l rugăm serios, că dacă acum știu, am spus-o și serios. L-a dat în spate și accidentările din ultima perioadă în care nu l-a ajutat să ajungă, știu eu, la greutatea stând. E mai greu să ajungi la greutatea optimă decât atunci când te antrenezi. A făcut eforturi în aceste 2 săptămâni și ultimele 2 jocuri el a fost plus, chiar dacă la acea fază, știu eu, putea să iasă. Dar nu e numai vina lui, până acolo, de la mijlocul terenului până în poartă. Da, dar echipa era desfăcută în momentul ăla și era mai sensibilă toată faza. Da, este adevărat. Pe de altă parte, v-am spus, el a făcut și lucruri bune și chiar și în acest meci, să nu uităm de pasa dată lui Robiso la 1-1 și bara lui Iro. Și în prima repriză a avut câteva șuturi, a încercat și câteva pase către colegii lui. Este clar că este plus 100%. Sunt foarte rari jucători în campionatul României ca Budi. Dar dacă, știu, vrea să nu se accidenteze din nou la un meci, două, să facă ruptură sau să aibă continuitate, trebuie să mai dea jos. Ok. V-ați gândit deja contract prelungit? E final de sezon. În ce știu, mai are un an de contract. Mai are un an de contract. Cu banii, cum stați în momentul ăsta? Au fost discuții tot sezonul. La începutul sezonului erau discuții la modul că antrenorul declara, domnule, n-avem bani. Înțeleg că și tu ai adus bani de acasă la un moment dat. Clubul dator în momentul ăsta cu vreun ban sau s-au recuperat din datoriile față de tine? Ți-ai recuperat din bani? Nu mi-am recuperat din bani, dar sunt aproape. Eu, la mine nu cât? Este o sunt problemă. Sunt aproape, mai am vreo 200.000 de luat, cât mai? Puțin mai mult, dar nu este o problemă la mine. Lucrurile la club, odată cu venirea lui Marian, s-au liniștit total. S-au plătit o mare parte din datorii. Jucătorii
sunt foarte bine cu banii. Îi puteți întreba, au luat prima săptămână trecută 900 de euro, au luat acum fiecare săptămână toate meciurile care s-au câștigat sau s-au făcut egal. Următoarea săptămână Mariana a făcut eforturi și s-au achitat primele bonusurile, salariile. Probabil pe 15 vor lua din nou salariile și săptămâna aceasta prima de la ultimul joc. Deci lucrurile la noi sunt un făgaș normal luată cu vederea lui Marian. Și acum o să deschid din nou subiectul Marian Copilu. Sunt convins că Marian Copilu nu o să fie foarte încântat că deschid subiectul Marian Copilu în momentul ăsta. Însă vreau să te întreb, el a fost președinte, a fost în anturajul Urziceniului, a fost președinte la CFR, a fost președinte la Craiova. E un om de afaceri, ok, în zona de construcții, la un moment dat a avut și o problemă, are o condamnare, a avut o condamnare la un moment dat, despre care am scris. E el omul care are banii pe care îi injectează în club? Bănuiesc că îi împrumută, nu cred că e acționar ca la Rapid, de exemplu, cum e domnul Șucu. 100%. Am auzit tot felul de povești. Să știți că este un tip foarte... M-a venit și a spus și la o discuție cu suporterii. Nu sunt Dan Șucu, nu sunt Gigi Becali, dar acești 2 lei care i-am, ăștia sunt. Încercăm mai departe cu ajutorul și al meu și al tuturor celor din club să producem în continuare, să atragem sponsori și să ducem clubul acesta mai departe. Deci, practic, el gestionează niște finanțe care ar putea să vină din alte părți, cum ar veni. Adică să atragă niște oameni de afaceri. Până la urmă, ăsta este rolul și al nostru și, de fapt, ca să spunem așa, asta e șmecheria în fotbal, să ai capacitatea de a atrage sponsori, de a umple stadionul, de a face bani din ticketing, din marketing, pentru că marile echipe, știu eu, așa cum îi place lui Marian, cum discutam de stilul spaniol, nu aduce la Porta sau știu cine banii lui de acasă. Mă aduc investitori, acești oameni, atrag prin marketing și prin vânzarea biletelor sume importante, prin vânzarea jucătorilor. Cred că aici este, cheia succesului. Da, dar uite, de exemplu, la Dinamo e o situație hilară, că au venit investitorii care au ținut o conferință de presă și au spus că ei caută investitori. Deci, practic, investitorii caută investitori. Asta e o chestie care se întâmplă, cred că, mult cam doar în fotbalul românesc. Nu știu, eu n-am mai auzit în altă parte, domnule, eu sunt investitorul unui club și eu caut investitori, de fapt. Știi, cred că nu trebuie să ne ascundem de faptul că în România nu există o lege a sportului, ceea ce, știu, okay. Domnul Haci țipă și urlă de atâta timp și cred că undeva trebuie să facem toți front comun cu el. Exact cum spuneam mai devreme, ne-am dorit ca autoritățile să creeze baze pentru echipe, da. Dacă chiar crea baze pentru echipe de antrenament, să asigure, meciurile, cheltuielile de la meciuri, pentru că se plătesc, sunt bani care se plătesc. Ar fi ideal și clubul să se ocupe doar de salarii, și poate plăți către federație. Ar fi ideal. Măcar autorități să asigure transportul, cazarea, chestii de genul ăsta. Și eu spun că lucrurile... Sau să investească în academii, să... Cumva trebuie dat o lege în care marile întreprinderi și firme să poată să se implice legal. Uh-huh. Altfel, o bâșbăim. Este foarte greu să găsim milionari, în România, în care să investească gen Chelsea sau, alte echipe din Europa. Uite, un domn, Preutese, care voia la Dinamo și clubul Dinamo i-a zis nu, că n-ai know-how, aducem noi niște oameni cu know-how, înțeleg că n-au niciun fel de know-how. Adică, aparent, există niște oameni care ar vrea să investească, dar nu să sunt lăsați. Să vină la Ploiești, cu Marian, îl asigurăm de performanță și serios? Să vină să... financiat, 100%. Interesant. Uite, ăsta, probabil că mesajul va ajunge cumva la el în dimineața asta. Bun. Vreau să te mai întreb ceva legat de club. Care e planul, totuși? Pentru că bănuiesc că puterea financiară a lui Marian Copilu în momentul ăsta nu e una de Chelsea, nu e una nici de Șucu în momentul ăsta. Care e planul? Bănuiesc că a împrumutat și el clubul cu niște bani. La un moment dat va trage și el o linie și va spune, domnule, îmi permit sau nu mai îmi permit să țin datoria asta în club? În primul rând, trebuie stabilitatea care am asigurat-o sau care a asigurat-o și Marian la acest moment, trebuie continuată. Nu vrem să ardem etapele, să spunem mâine ne batem la campionat sau de mâine primele 5 nici nu există altceva. Nu.
Ne-am dorit pentru anul următor să avem stabilitate, să atragem cât mai mulți investitori, să umplem stadionul, pentru că vedem rețeta Rapidului. Umplerea stadionului înseamnă, știu, plus pentru buget. Și al doilea rând, dacă reușim și am reușit din nou clasarea pe locul 7-8, să putem la licența să mergem către, știu, către cupă europeană. De ce nu încercăm prin Cupa României să ajungem cât mai sus? Acesta este următorul pas. Odată cu stabilizarea clubului, cu scăderea datoriilor, da, ne putem propune mai mult, fiind și an centenar, anul 2024, la Ploiești va fi an centenar și pentru suporteri este un lucru destul de sensibil și de, știu, de plăcut. Trebuie să fim și noi, în primul rând, în Liga 1. Acesta este primul obiectiv. Uh-huh. Iar în al doilea rând să avem o echipă care să se poată bate cu, să ne putem bate cu cele 5-6 care sunt acum în play-off. Vreau să-ți arăt o poză. Ne întoarcem un pic la cariera ta de fotbalist. E o poză care a apărut la vremea respectivă în ProSport. Un articol semnat de colegul meu, Edi Apostol, tânărul lup așteaptă botezul. În vârstă de 16 ani și jumătate, mijlocașul Claudiu Tudor a fost ținta glumelor colegilor în momentul în care antrenorul Costel Lazar l-a luat la echipa mare. Cum e viața peste ani, ai luat locul lui Costel Lazar în club, din câte știu eu. Da, ce vremuri frumoase. Da. Și tu dormeai cu o minge în pat. Mă rog, ți-a zis Edi Apostol, ia pune-te în pat, ia mingea asta să le arătăm oamenilor cât de mult iubești fotbalul. Aveai 16 ani și jumătate și debutasești în Liga 1, într-un meci 3-0 cu Piatra Neamț, dacă nu mă înșel. Probabil un meci din perioada cooperativei. Să nu ne ascundem. Nu ne ascundem, că am aflat și eu formă. După 2-3 ani, când mai glumeau ce, când a debutat Claudiu la meciul ăla cu 3-0. Am și intrat la 3-0, deci nu trebuie să ne ascundem de acea perioadă. A fost genul ăla de meci, nu? Ai aflat după aia că a fost genul ăla de meci, ăla. Da. După care încă mai suferim. Încă după mai suferim, spui tu? Da, după acea perioadă. Ah, ok, bun. Mai ții minte ceva de la meci? Okay, da, tu tot. Ce? Povestește-ne un pic. Momentul când am intrat, când am fost chemat de Neacustel, să intru, aveam emoții, îmi tremurau picioarele, a fost un debut extraordinar pentru mine, n-am cum să uit, am meciul, îl simt pe telefon, a fost un debut extraordinar, mi-aduc aminte, următoarea săptămână, fratele domnului Lazar era secundul lui Nicu Lazar și noi aveam cantonamentul într-o pădure și m-a trimis la magazin să iau suc. Nu exista niciun magazin în pădure. Așa, și unde te-ai dus? Te-ai dus pe drum, așa? M-am dus puțin, m-am tot plimbat, zic, până m-am prins, râdeau băieții, râdeau. Cine erau tartori pe... investiari în momentul ăla? Momentul ăla era Dinu Todoran, okay. Orlando, da. Cine mai era? Costescu, Rohat, cred că era, da, Rohat. Ok, Rohat era, da. Da, ei erau în perioada aceea. Și cu cheile, înțeleg că ți-a aruncat un mănunchi de chei pe jos și avea o ață legată de mănunchi și o trăgeau când te-ai plecat să le iei de pe jos. A plecat după ea și încă se purtau acel, dar erau bune acele glume. Nici acum nu le-am uitat. Erau bune, dar erau și rele, adică erau și unele rele, cred. Mă bucur că eu n-am prins acel botez, nu știu, acel botez, cum se spunea. Sincer, am trăit o chestie de genul ăsta. Am căzut următorul an la Liga a doua și veniseră la noi, era Paraschiv, care la venirea lui, eu deja debutasem, venise de la Liga a treia în acea iarnă. Paraschiv. Eu venise de la... Gabi Paraschiv? Gabi, da. La căderea în Liga a doua, el a fost unul dintre lideri, ca să spun așa. Mai era cu Alicu Savu, mai erau câțiva jucători și... Veniseră de la juniori, Marinescu, Costache, veniseră copiii da. Petrolului, urcaseră către echipa mare și eu deja aveam deja 15-16 meciuri la Liga 1 și nu mai eram pântre, să spun așa, pântre tineri. Da. Practic el mă găsise pe mine acolo, ei mă găsiseră pe mine la echipă, nu eu pe ei. Și i-a chemat pe acești băieți la echipa mare da. Și au zis să le dăm botezul. Mi-aduc aminte,
Aș fi zis unul dintre ei, păi și Claudiu. Și, mă, uite, cum să-mi dați voi mie botezul, că voi m-ați găsit pe mine aici, nu, nu eu pe voi. Și am scăpat de acea chestie, dar s-au dat palme mari la fund atunci și mușcături și papuri și... Wow! Prosoape ude, da. Parcă știu că mai se foloseau prosoape ude pentru lovituri. Mușcături, doamne, doamne, ce țipete! Wow! Un pic sălbatic ritualul ăsta era totuși în vestia. Da, sincer, și eu am făcut-o când am promovat pe Liga a doua cu copii, dar nu așa. Da. Puneam să dansez, să spun o glumă, să facă chestii de genul ăsta. Nu bătăi și... Da. Nu. Ai fost la Craiova după aia. Nu știu, era Mititelu venit sau era perioada de dinainte? Cu domnul Mititelu... Nu, am prins președinte. Era domnul Mititelu președinte. Era din el stai cu echipei. Mi-aduc aminte cu domnul Napoli, că l-am prins acolo, l-am prins prima oară, când după două etape l-au dat afară și i-au dat un trabant. Nu, o Dacia 1300, cred că era, dacă nu mă înșel. Doamne, ce epistat, l-am mutat într-un cartier din... Da. De la marginea Craiovei și i-au dat o mașină veche, veche să conducă. Aveam contract că trebuie să conduc o mașină de la club și i-au dat o Dacia 1300. Cred că o Dacia 1300 era, nu? Aia veche, veche. 1300. Un Warburg ceva. Nu, Dacia sigur a fost, dar era o Dacia veche din aia de la 1900, era să zic 1600, 1960, primele Dacii, primele. Da. N-ai rămas mult la... De fapt, ai rămas vreo două sezoane la Craiova, erai copil totuși. De ce ai plecat de la Petrolul la Craiova? După ce am retrogradat în Liga a doua, nu jucam... Nu era această regulă cu Under, era capitan echipei naționale de juniori, doream să joc și atunci a venit oferta Craiovei, practic am fost puțin urat. Ei n-au vrut să mă lase să plec, mi s-a oferit un contract foarte mic, că să crease puțin așa în jurul meu o chestie în care am zis e mai bine să plec. Ai jucat, cred că văd, 6 meciuri la Liga 1 în 3 sezoane pentru Craiova, după care ai plecat la Tiraspol, unde n-ai jucat. Pentru că am fost accidentat, am avut ruptură de ligament și am stat în jur de 9 luni. Ah, ok. După ce mai avusese și o accidentare până la debutul în Liga 1, înțeleg că doctorii spuseseră la un moment dat că s-ar putea să nu mai joci un an și ceva și n-ai stat chiar atât de mult. A fost o greșeală atunci. Aveam ligamentul rupt, doctorul care m-a operat doar mi l-a suturat, adică este care o oață care se rupe și îi faci un nod. Este clar că nodul se va rupe. Da. Și până la urmă la Craiova s-a rupt din nou ligamentul și din păcate în loc să stau, s-a făcut de la început și să stau o dată, am stat de două ori, total aiurea, dar din păcate pentru mine în acel moment știu tehnologia și știu doctorii poate nu erau chiar atât de dezvoltați, da. Nici recuperarea nu se făcea cum se face acum, operația, tehnica de operare este mult mai bună în acest moment. Din păcate, n-am prins această perioadă. Povestește-ne ceva de la Tiraspol, din impresiile de la Tiraspol. La Tiraspol eu nu am fost, nu știu de unde apare cu Sheriff cu Tiraspol. Ok, înseamnă că e o confuzie făcută pe toate site-urile de statistici. Da, am văzut-o și eu, nu am fost la... Deci n-ai fost deloc, nici transferat, nici nimic, nu. Nici împrumutat, nu. Nici nimic. A fost o discuție destul de știu, aproape de a se finaliza, dar nu am ajuns la Tiraspol. Ok. Practic după aia joci la Liga 1 cu Astra, echipa lui Niculae. Da, a fost o perioadă atunci în care, v-am spus, se făcuse Ploieștiul... Nu am mai susținut, știu eu, Petromul susținea Petrolul în acea perioadă, au avut 7 ani în care n-au promovat, suporterii au decis să-și creeze alt club care s-a numit FC Ploiești, au luat-o din Liga 3-a, eu am venit în Liga 2-a, am participat la un meci atipic între FC Ploiești și Petrolul, în care am înscris 2 goluri și am învins Petrolul în acea perioadă, un Petrolul care, să spunem, juca numai la Moreni, a fost dat afară din oraș. Practic, suporterii susțineau acest proiect, care până la urmă, în iarnă, s-a transformat în Astra.
și au revenit totuși la Petrolul. A fost o chestie tare, tare ciudată în acel, chiar și acum când mă uit la goluri, că am înscris contra Petrolului, dar în acea perioadă toți suporterii erau cu acest proiect al lor înființat de FC Ploiești. Cum a fost perioada la Astra? Tu fiind legat debut la Petrolul? A fost o perioadă frumoasă, sincer. A fost o perioadă foarte frumoasă în care domnul Nicolae, știu, a pompat foarte mulți bani. Mi-aduc aminte, am prins 3 meciuri în care am luat prime pe vremea aia, erau 3.000 de euro, 3.000, 3.000, 3.000. A fost o perioadă destul de bună, ca să zic așa, pentru club. Și mă bucur că Astra, care a câștigat titlul, eu am pus un număr important în promovarea acelui club și salvarea lui în anul următor. Acel proiect, până la urmă, știu, a ajuns să câștige campionate, trofee și să facem cupe europene. Mă uitam peste lotul național de tineret la care ai fost convocat cu Nae Manea selecționer și vreau doar să spun câțiva oameni care erau cu tine, colegi de generație și de lot de Under 21. Marius Constantin, Moții, Prepeliță, Andrei Cristea de la Bacău, Vasilache, care a ajuns ulterior la Rapid, Ian Izicu, George Florescu, Ciprian Marica și cam asta e, astea sunt vârfurile din lotul ăla pe care l-am găsit eu, convocat de Nae Manea pentru Under 21. Da. Povestește-mi o întâmplare de la lotul Under 21. Cu Nae Manea se întâmplau întâmplări la lotul Under 21. Era un tip așa, simpatic și mai permisiv Nae Manea, totuși. Chiar dacă uneori se enerva și mai dădea o palmă lui Mutu după un penalti ratat cu Portugalia. Nu, Dumnezeu să-l ierte, sincer, mie mi-a rămas foarte drag glumele dânsului. N-aveai cum. Când îl vedeai, parcă numai când îl vedeai și începea să vorbească, te bufnea râsul. Da. O stare de bine. Mi-aduc aminte atunci că făceau foarte mult glume cu Bănel. Știu că și Bănel a fost convocat, noi fiind și aceeași generație. Eram și la lotul de juniori împreună. Fii atent cum îl scria presa. Am găsit o știre din 2003. Eu nu l-am citit, că acum îmi dau seama ce-mi spui. Fănel Niculiță era de la Dacia Brăila. Fănel Niculiță, da. Fănel, da. Știu că domnul Nae Manea glumea cu el. În acele momente, mai știu cum îi spunea tuturiule sau nu mai știu, mi-aduc aminte că îl alinta. Dar un tip foarte, foarte haios și foarte, foarte juvial, domnul Nae Manea. Marius Constantin stătea bicicleta totuși și cu cric în cameră la el în momentul respectiv, când era tânăr. Și Moții, adică erau doi grei ai tutunului. Da, astea sunt alu Șumil, știi mai bine că l-a avut la Brașov, da. Mai mult. În acea perioadă, aduc aminte, nu era chiar. Nu stătea bicicleta chiar așa drept. Mai povestește-ne din timpul carierei tale ceva, o anecdotă, un moment haios. Un moment haios? Mm-hmm. Cred că un moment, nu știu, haios pentru mine nu prea. Așa. A fost cu Steaua. Un amical, eram la Craiova cu Nea Sorin Cârțu. Așa. Și ne-a băgat pe mine și pe un coleg de-al meu, Stoianov, în pauza meciului. Conduceam 2-1 și ne-a egalat, am greșit eu cu Stoianov, s-a dat un penalti și ne-a egalat 2-2. Doamne, ce cafeteală ne-a dat după meci. Stăteam și unul lângă altul. Așa. Ne-a luat amândoi într-o serie, când mie, când lui. Bine, nu e cât un șut în cul, cum se dădea pe vremea aia. Okay. Mi-aduc aminte a doua zi când ne-am dus la cantonament în Luncă, el țipa la noi așa de pe... Băi, cocoșaților, v-a supărat pe mine că v-am altoit aseară? Noi eram așa puțin... Da. Mai... Nici da, nici nu. Și mi-aduc aminte că atunci ne-a luat și ne-a scos la un suc și a zis, voi, o să mă bazez pe voi, o să am grijă de voi și într-un fel așa a fost, dar nu o să uităm. Cartofele alea de un vestiar, ca să zic așa, care ni le-a tras, care, din fericire pentru noi, acum nu se mai practică. Ah, dacă s-ar fi practicat acum și se afla, avea probleme serioase, Sorin Cârțu, ar fi avut în 2023. Cu siguranță, în acele momente, în acei ani, se practicau aceste lucruri, care, de fapt, erau, știu eu, nu știu,
de unde probabil și ei le-au prins și au luat-o și la vremea lor, dar nu mai e ce căuta în aceste momente cu astfel de tipuri. El a fost cel mai... Mă rog, interesant că avea și bici și zăhărel pentru voi, însă el a fost cel mai aspru antrenor pe care l-ai avut? Da. Am avut pe Costică Moldoveanu la tineret, la fel și el ne altoia. Mi-aduc aminte la un turneu final, eram capitanul echipei la Constanța și jucasem bine cu Dinamo, ceva de genul, și a venit în autocar, eu stăteam în spatele autocarului și a zis bravo, felicitări, și mă luase gura pe dinainte, că așa e când mă luase tăia pe la echipa mare și aveam aripi, și am zis, da, dacă facem echipa corect, mamă, ce mi-a luat atunci. A, nu cred, asta ai spus, dacă facem echipa corectă, da, adică să-i și demonstrezi omului că ești miezul echipei cumva. Dătusem gol, adică eram prea important și m-a luat gura pe dinainte, am meritat-o atunci. Și ce, te-a caftit? Mama, a venit în spatele autocarului și văd Dumnezeu să-l ierte, îl văd cum urc așa și merge tot autocarul și deja toată lumea știa, gata, ce-i, dar a meritat-o atunci. Bun, vreau să te mai întreb legat de fotbalul românesc, mă întorc un pic la începutul discuției noastre și vreau să te întreb pentru că ai fost în vestiare, ai văzut modul în care gândește fotbalistul român. Vezi cum gândește fotbalistul român acum din calitatea de președinte de club. Vezi tânăra generație cum crește. Vreau să te întreb și pe tine, de ce crezi că tânărul fotbalist român nu mai face față la, dincolo de, mai sus de un standard? Adică nu ajunge în fotbalul important din Europa să joace constant la cluburi cu adevărat puternice. Adică avem un nivel la care ne oprim. Mai sus de acolo nu mergem. Și acolo, de fapt, e marele fotbal. De acolo în sus. Eu cred că este simplu. Nu e nimic complicat. Ce? Dacă ne uităm la centrele de copii și juniori, da? Punem stop. Pensăm. Totul de acolo plec. Ok. Eu mă uit la noi, la Ploiești. Au fost perioade cu bani pe vremea Veoliei, s-au băgat în jur de 12 milioane la Liga a doua și nu s-a construit măcar un teren de antrenament pentru copii și juniori. Okay. S-au ratat toate obiectivele, dar nu s-a construit un teren de antrenament. Cei care au fost în acel moment angrenați în club trebuiau primul să construiască un teren de antrenament. Încercăm și ne dăm silința, deși nu suntem într-o perioadă, nu avem, să spunem, o entitate atât de mare în spate, încercăm, cei care suntem acum și împreună cu Marian, să căutăm soluții de a asigura măcar un teren, în primul rând, și echipei mari, pentru că nu avem nici la nivel de echipă de senior, nu s-a construit acest teren de antrenament, această bază, și atunci ce să le cer jucătorilor? Ce să cer la copii și juniori să aibă dinamică, viteză de joc? Ce să cer echipei mari să paseze dintr-una când noi la antrenamente să facem din două și vrei la meci sâmbătă să aibă dinamică și viteză de joc. De aici pleacă totul. Și mentalitatea o construiești pe această infrastructură pe care trebuie să o ai. Trebuie să asiguri masă după antrenament, trebuie să asiguri cantonament. Sincer, când eu am făcut junioratul în 2000, aveam masă la Petrolul. După antrenament, aveam cantină sub stadion. Da. În momentul ăsta, 30 de ani, 20 de ani, nu mai există acest lucru. Deci, suntem mai rău decât acum 20 și ceva de ani, din punct de vedere al condițiilor și al infrastructurii. Și aici devin la autorități, pentru că eu cred că ele ar trebui să asigure această bază. Ok, zona de infrastructură, dar după aia investițiile în primele echipe, nu. Asta spun, nu. Da. Am și spus, dacă ți-au ce am spus, ei să asigure baza. Da, știu că ai spus. Asta voiam să zic. Adică trebuie să facă totuși o delimitare între investiții. Da. Noi să asigurăm venitul echipei mari, transferurile și taxele la stat, da. Iar autoritățile să asigure terenul de joc, bazele de antrenament și probabil transportul ar fi ideea. Vreau să te mai întreb o chestie. E un subiect delicat, însă te întreb despre el. Ce s-a întâmplat cu Achim? Întâi vreau să-ți spun ce impresie am avut eu. Ați adus un jucător, sunt convins că știați trecutul lui. În fotbalul românesc totul se află, adică trecutul lui. Știați ce obiceiuri avusese. Probabil că nu știu dacă mai știați că le face sau nu. Dar de știut știa tot fotbalul românesc.
nu cred că e un jucător fără să ai măcar o minimă referință despre el. El a venit și la scurt timp a izbucnit scandalul de pariuri. Chiar înainte pleacă de la club. Senzația mea a fost că voi ați aflat că urmează să înceapă un scandal. V-ați înțeles cu băiatul, v-ați întâlnit cu el. Băi, asta e, uite, federația te anchetează, hai să facem cumva să nu dăuneze imaginii clubului nostru, hai să ne despărțim. Ăsta a fost feeling-ul meu. Vreau să-mi spui, dacă poți să ne spui sincer ce s-a întâmplat în culise în povestea asta. Sunt sincer cu tine și n-ar avea niciunul să ascund altceva. Într-adevăr, se auzise anumite lucruri. Mi-a fost într-o perioadă în care, în iarnă, pentru mine a fost cea mai delicată perioadă posibilă. În fiecare dimineață te trezeai, trebuie plătit, asta intrăm în faliment, trebuie făcut neapărat, mai trebuie litigiu acesta. Deci a fost o perioadă infernală pentru mine. Da. Eu am avut o discuție și cu el în care lucrurile păreau în regulă. Acum, sincer, el nu la Ploiești și din ce am văzut, din ceea ce am citit și eu după, nu a fost la Ploiești, nu s-a întâmplat nicio chestie de genul acesta. Am văzut că ProSport a scris despre două meciuri pe care el ar fi pariat, două meciuri ale Petrolului. Petrolul Chindia 1-2 și Petrolul CFR 2-5. Sincer, eu nu cred asta. Din ce am văzut eu, ce dăduseră prietena lui sau fosta, n-avea nicio legătură cu Petrolul. Toate lucrurile au fost în spate. Eu cred că asta a fost mai mult o... sună mai bine. Așa, să agațe de Petrolul, spui tu. Da, să agațe și Petrolul, că uite, la acele meciuri a pierdut Petrolul, dar n-a venit cu nicio probă. Uite, să spunem că cum a fost acele meciuri în care a arătat prietena lui ceva. Da. Sincer, da, recunosc, nu te mint că am fost cumva avertizați că au apărut anumite lucruri. Uh-huh. Și atunci am decis, Petrolul nu poate să fie implicată în aceste lucruri. Noi am cerut și la Departamentul de Integritate să ne comunice dacă Petrolul a fost implicată în vreun meci de genul acesta. Da. Și mi s-a spus că nu există sub nicio formă, pentru că noi am fi fost primii atenționați. Vedeți că la meciul dumneavoastră există radar betul la Departamentul de Integritate și mi-a fost explicat că orice meci care intră sub... suspiciunea unor lucruri. Da? Prima oară este clubul, este anunțat să-și facă ancheta interioară și să anunțe mai departe ce și cum. Iar Petrolul niciodată nu a fost sub suspiciunea acestui lucru. Asta s-a întâmplat, discuția asta cu federația a avut loc atunci, înainte să reziliați contractul cu Achim, adică în primele zile ale lunii martie. Da, a fost și după, adică am tot insistat pe urmă să ne spună, dacă să știm și noi ce s-a întâmplat și nu, Petrolul n-a fost niciodată. De asta spun că ce a fost scris cu Petrolul, cu acele meciuri, sunt așa că cam că sună mai bine. Bun, fii atent, o să spun o informație în momentul ăsta, am o informație pe surse deocamdată, dar este o sursă super credibilă. Asta cu sursele. Bun. La... E o sursă credibilă, o sursă din care a venit și povestea cu investigația legată de Filip și de cartonașele galbene. Există un meci al Petrolului în acest sezon suspectat, care a ajuns ca avertizare, ar fi ajuns ca avertizare la UEFA. Există suspiciunea că la meciul respectiv au existat probleme de integritate după ce cotele au avut o oscilație nefirească. Potrivit avertizării respective, este vorba de meciul cu Craiova, 0-1 din 5 martie, după plecarea lui Achim de la club. Știai ceva despre chestia asta? Nu, este prima oară când aud și probabil dacă va fi vreodată, se va investiga, se va afla. Ok. Deci nu, voi n-ați fost anunțați niciun fel despre povestea asta, nu știți nimic. Ce spuneam, Petrolul n-a fost niciodată sub suspiciunea unui meci. Și pe asta mă bucură că totuși în vestiar avem băieți de caracter și nu există astfel de lucruri. Cred că totuși, exact ce spuneam mai devreme, din cauza lucrurilor care s-au întâmplat în trecut în România cu acea cooperativă, încă mentalitatea noastră mai are de suferit. Și noi ne-am întâlnit cu acest lucru sâmbătă. Da. Vineri. Ok. S-a creat în jurul meciului nostru cu Chindia. Cred că toată țara avea impresia ei jucând la noi pe stadion, dar neavând o legătură cu noi, pentru că nu noi închiriem stadionul, toată lumea a crezut că vom da meciul Chindiei.
și am primit N mesaje și lumea pe la stadionul, deci doar, da, voi nu mai aveți nevoie, sunteți relaxați. Exact ce spuneam, plătești tribut datorită, știu eu, cooperativei din trecut. Și m-am bucurat poate mai tare ca la multe meciuri faptul că am câștigat, pentru că Petrolul prin această victorie și-a câștigat mai mult respect, credibilitate și faptul că suntem verticali. Nu avem cu nimeni nimic, niciun partipri. Și sincer, cred că în România au cam dispărut, cel puțin la nivel de primă ligă, au dispărut aceste lucruri. Se mai și întâmplă, sincer, dacă, nu știu, dacă poți să mă contradici chiar așa, pentru că avem, eu nu prea mai aduc aminte. Sunt fotbaliști care iau cartonașe galbene, există informații, există tot felul de anchete în privința asta. Adică... Și, dar nu să ne luăm după vorbe, pentru că, sincer, suntem puțin bolnavi la chestia asta. La noi, dacă se întoarce un meci de la 1-0, 2-1, da. Dacă pierde Halep, conduce 3-0 și pierde 6-3, da. Na, e nenorocire. Dacă Barcelona conduce 1-0 și pierde 2-1, suntem bolnavi. E sigur, a fost ceva, s-a dus și a zis lui Pedri, cineva în vestiar la pauză. Deci suntem bolnavi de chestia asta. Ne-am întâlnit sâmbătă, nu ne venea să credem așa ceva. Da. Nu. Voi bate chindia. Sunteți nebun, de ce să bate chindia? Te întreb ceva și îmi răspund sincer. Ai pariat vreodată ca fotbalist? Acum s-a prescris, s-a dus, n-are cine să te mai suspende. În poziția asta n-aș putea să spun că am pariat. Eu cred că în România nu există 90%, măcar un bilet au pus odată. Fotbaliști, 90% din fotbaliști. În fotbaliști au jucat măcar un bilet. Și Claudiu Tudor? Nu, Claudiu Tudor nu. Deci tu ești dintre aia 10% care n-au jucat un bilet. Da. Dar fii atent, a apărut un banner la un moment dat când erați în Liga a doua, că ați pariat tu cu, cine? Cu Vlad? Fanii. Cristi, deci, prietenii voștri din galerie au pus bannerul că ați pariat. Da. În acea perioadă, din păcate, mi-am tras, să spun așa, datorită relației mele cu Cristi, m-am tras el atunci, la momentul acela, îi se cerea demisia și eu am cam tras așa anumite lucruri din cauza relației mele cu el. Da. Dar până la urmă, faptul că am fost vertical, îmi aduce în acest moment o relație extraordinară cu suporterii. Eu au văzut în acel moment că am fost vertical și probabil și de asta țin la mine în momentul acesta, pentru că atunci n-am făcut anumite lucruri și am rămas drept și apreciază. Acest lucru mi-aduc aminte chiar după un meci, eram la Iași și am dat o pasă de gol. Mi-aduc aminte că am plecat cu dupa de jandarmi. Așa. După meci, m-au așteptat vreo 50 de fani. Așa. M-au înjurat, m-au fai de capul meu ce am pățit după acel meci în care Petrolul la promovare juca la Streșnic. Da. Și i-am încurcat chiar cu o zi înainte de Paști. Am făcut un 1-1 cu Iași la ei. Și am tras multe după acel meci, dar când ești ca jucător, că ți-asumi aceste lucruri, n-am ripostat, am tăcut din gură, m-am suit în dubă de jandarmi și m-au dus acasă, jandarmii capă. Uite, mai am o informație. Asta vine dinspre suporteri. Pe asta o știu de la suporteri. Sunt curios dacă ți-a ajuns și ție vreodată la ureche. Vorbesc cu unii dintre suporterii Petrolului că cineva din familia ta are o casă de pariuri. E adevărat? Nu. Nu? Exact ce spuneam, Halep. Sindromul Halep, da. Deci nimeni n-are o de asta, o zi, o franciză de ceva, de la toate case de pariuri în România. Sincer, nu pot să vorbesc eu despre familia mea sau despre cineva din familia mea la emisiuni sau la așa ceva. Nu e corect și nu e normal. Ok. În final, povestește o anecdotă de la un meci aranjat în care ai participat. În afară de ăla de la debut, pe care l-ai aflat peste 2-3 ani, sunt convins că ai mai jucat măcar într-unul. O să mă gândesc că aș vrea să spun că nu știu. Nu știi cum să spui. Poți să dai fără nume. Te-a spune fără probleme. Nu prea am participat așa la multe meciuri de genul ăsta, pentru că Oastra, când ne-am salvat la retrogradare, nu aveai cum să... Toată lumea era focusată pe acele meciuri. Nu prea
prindeai meciuri de genul ăsta. La promovare nu prea se pune, problema că te bați acolo sub tot timpul ești prins. N-am fost pe la mijlocul, să zicem, pe la mijlocul clasamentului să putem face meciuri de genul, ăsta. Ți-am zis de cel în care am debutat și eu sigur că mi-au spus pe urmă, uite, a mai fost unul tot cu Ceahlău. Așa. Următorul, ce am debutat eu. Da. Când am și retrogradat în acel an și mi-aduc aminte, în toamnă am câștigat noi la, tot la Ceahlău, am câștigat 1-0. Ei stăteau foarte bine. În 2001, cred că a fost. Da. Și eram copil la fel și dimineața toată lumea era relaxată. Nu avea nicio problemă. Eu fiind copil, încercam să prez meciul. Am bătut atunci, mi-aduc aminte, 2-0, mi-aduc aminte, și ieșeau Ceahlău, ieșeau pe la jumatea terenului cei de la Piatra Neamț și scăpau ai noștri singuri și parcă era o altă echipă. Dar tot am retrogradat în acel, an. Știi că au vrut să ne ajute. Ok. Practic se încălca reciprocitatea și vă dădeau 6 puncte în sezonul ăla. Ei, salvați, da, probabil că da. Ok. Claudiu, mulțumesc mult de tot pentru prezența în dimineața asta la emisiune. Și eu mulțumesc. Baftă multă, spor la treabă. Felicitări pentru emisiune. Mulțumim și vouă pentru performanțele din play-out în momentul ăsta. Ne revedem mâine dimineață la GSP Live cu Ionel Dănciulescu. Va fi aici în studioul emisiunii. Nu uitați peste zi www.gsp.ro pentru tot ce e important în sport, în fotbal. Toate bune, pe mâine!